Poșta română se digitalizează, fiecare român va avea un cod poștal propriu, iar codurile poștale actuale vor dispărea. Conform mesajul.ro, Poșta Română va implementa coduri poștale unice pentru fiecare persoană, care le vor înlocui pe cele existente în prezent, împărțite geografic pe localități, străzi sau cartiere, a anunțat Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Română, într-un interviu la Radio România Actualități. Actualele coduri poștale stabilite în funcție de localitate și adresă vor dispărea și vor fi înlocuite cu coduri poștale personale, adică fiecare român va avea propriul său cod poștal. Serviciul poștal modern trebuie să aibă câteva elemente. În primul rând, trebuie să fie rapid. În al doilea rând, trebuie să fie convenabil și nu în ultimul rând, trebuie să fie customizat pe nevoile oamenilor. Vă mai spun un lucru. Noi lucrăm la un cod poștal pe persoană. Dacă până acum codurile poștale sunt împărțite geografic pe localități, străzi sau cartiere, credem că e momentul în care să facem un pas digital important și să ne asigurăm că fiecare persoană are propriul cod poștal și indiferent unde se găsește persoana respectivă, poștașul să-l găsească și să îi ducă coletul dacă optează pentru un genul acesta de livrare, a declarat Ștefan. De asemenea, el a anunțat că va fi implementată o rețea de cutii poștale digitale care să permită oamenilor să beneficieze de ridicarea produselor fără să mai depindă de programul poștei sau de programul poștașilor, relatează mesajul.ro.